Câteodată în business e ca în trafic. Stai la semafor, se face verde și tu rămâi și pierzi startul. Asta înseamnă că ai pierdut o oportunitate atunci când piața s-a modificat. Sau stai într-un rând și îți dai seama că unul se pune pe o linie mai bună. Asta înseamnă că s-a orientat mai bine în zona de marketing sau vânzări și linia pe care îl s-a pus merge mai bine. Evident, se întâmplă să stai pe linia potrivită și pe linia corectă și altul să o ia pe linia pe care n-ar trebui să facă stânga și să o ia în față ilegal sau încalcă legea, dar scapă și crește mai repede decât tine. Așa e și în business câteodată. Unii se duc la limita legii sau riscă și ajung înaintea ta. Sau se mai întâmplă uneori să stai în spatele unei mașini care staționează, să nu-ți dai seama. În business se întâmplă asta când stai cu un partener care staționează și care te ține în loc fără să-ți dai seama. Tu crezi că vreți să mergeți amândoi, dar el mai mult are alte planuri și e teamă, e frică și stați. Sunt o grămadă de similitudini pe care le văd în trafic cu ceea ce noi pățim în business. De fapt, vreau să te întreb și pe tine, în ce contexte te-ai mai gândit că acele lucruri seamănă cu cele din business? Sunt foarte curios să văd. În zona de creșterea unei plante, în zona de, nu știu, de creșterea copiilor sau relația pe care o avem și educarea unui animal de companie. Cred că atunci când suntem atenți, vedem o grămadă de similitudini în viața noastră de zi cu zi, pe care putem să le transformăm în învățături simple și scurte despre business. Sunt curios de răspunsul tău. Salut!